Experiența singurătății este subiectivă. Un individ poate fi singur fără a simți apăsătoare singurătatea, așa cum altul poate fi împreună cu ceilalți și să se simtă singur. Și totuși singurătatea este pur și simplu sentimentul de rupere de ceilalți. Pentru unii singurătatea apare ca o nevoie de a petrece mai mult timp cu sine, fiind nu doar mai bine tolerată, ci și căutată. Suntem ființe sociale, relațiile cu cei din jur fiind extrem de importante și necesare. Există însă situații în care prezența celorlalți nu ne scutește de sentimentul însingurării. Dacă suntem răniți de persoanele în care aveam încredere sau cu atât mai mult dacă suntem răniți în mod repetat, chiar de persoanele care ne-au crescut ori ne-au îngrijit, apare singurătatea ca mecanism de protecție, cu rolul unei pauze de la agresiune sau de la dezamăgire. Nevoia de a fi centrat pe sine, singur, în contact cu propriile emoții și gânduri, este esențială pentru dezvoltarea individuală, în definirea propriilor obiective, în îngrijirea propriilor emoții și în dobândirea autonomiei. În aceste situații, singurătatea apare ca o soluție protectivă și poate fi mai degrabă preferată în locul contactului social. Singurătatea este un colaj de trăiri, gânduri și comportamente. Avem un colaj de peste 40 de emoții care intră în compoziția și care orchestrează sentimentul copleșitor de singurătate. Cele mai frecvente fiind senzația de gol, de lipsă de sens, de inadecvare, de respingere, de tristețe și de milă față de propria persoană. Pierderea unui partener sau depărtarea temporară de acesta poate face ca oricine să se simtă singur. O persoană se poate simți singură și fără modificări majore în viața sa. Oricine poate fi singur sau se poate simți singur, chiar și înconjurat de oameni. Pe fondul diferențelor precum cele sociale, de sex, de etnie și în urma abuzurilor, din cauza dizabilităților, dar chiar și a propriilor insecurități, oamenii sunt marginalizați sau se izolează social, trăind în tăcere suferința și ducând povara singurătății. Singurătatea într-adevăr doare, nu doar emoțional, ci și fizic, deoarece există o legătură evidentă între singurătate și durerile fizice. Singurătatea este un factor de risc pentru o serie de probleme, precum hipertensiune arterială, tulburări de somn, scăderea capacității de a face față stresului de zi cu zi. Singurătatea poate lovi în aproape orice moment, iar izolarea și tristețea pot fi dificil de suportat.